40 de salvatori din 4 județe au participat la faza zonală a concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgență. Este vorba despre pompieri din Olt, Giurgiu, Telorman și Argeș. Timp de 2 zile, aceștia au trecut prin probe de foc în care și-au arătat îndemânarea, dar și viteza în salvarea de vieți. Cei mai buni salvatori se luptă pentru un loc pe podium, dar și șansa de a participa la faza națională. Acest concurs se desfășoară faza zonală a concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgență. Această etapă este organizată de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Matei Basarab al județului Olt, iar participante sunt județele Argeș și Telorman, Giurgiu și Olt. Concursul constă în 4 probe: scara de fereastră, pista cu obstacole pe 100 de metri, ștafeta de 4 ori 100 de metri și realizarea dispozitivului la motopompă. Pompierii s-au pregătit intens de concurs, chiar și așa probele au fost destul de dificile. Cu toate acestea, salvatorii au reușit să treacă de toate probele din concurs și speră, dacă nu la primul loc, măcar locul al doilea pe podium. Au fost 4 probe, 2 la unitate, scara de fereastră, ștafeta 4x100 care s-au desfășurat ieri, iar astăzi desfășurăm pista cu obstacole pe 100 de metri și realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă. Greu? Ușor? Foarte greu. Pare ușor, dar este destul de greu. Pentru 20 de secunde de probă trebuie să te antrenezi câteva luni. Ce rezultat sperăm să obținem? Noi sperăm să luăm locul 2, ne batem între locul 2 și 3. Probele, părerea mea, sunt o simplă formalitate, ținând cont de pregătirea pe care o avem și experiența. Sunt probele pe care ne ajută în intervenții. Sunt probele foarte, foarte ușoare. Ce timp ați obținut? Am dobărut recordul de 12 ani de când particip, 20 de secunde la proba pista cu obstacole și 20 de secunde și 14 sutim la scara de fereastră. Ce loc sperați că veți obține? Sperăm locul 2. Suntem optimiști și în aceeași timp și realiști, ce colegii de la ISU Argeș și au o pregătire sportivă mult mai bună. Această competiție se desfășoară în fiecare an și are ca obiectiv dezvoltarea și perfecționarea aptitudinilor și a deprinderilor specifice necesare acțiunilor de intervenție în situații de urgență. Clasamentul general a plasat pe ultimul loc echipa ISU Giurgiu, în timp ce ISU Olt a ocupat ultima poziție a podiumului, respectiv locul 3. Podiumul a fost completat cu echipajul de la ISU Telorman, ocupant al locului 2. Primul loc a fost adjudecat de pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș. Salvatorii se pregătesc acum de faza națională, ce va avea loc la Iași în perioada 27-31 august. Acolo vor merge 9 pompieri din întreaga țară, ce au reușit cel mai bun timp.